seara, doamnelor, domnilor, sunt Dana Ciobanu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Publicul interesat de cultură poate participa la activitățile organizate în cadrul proiectului cultural Imnul Național, simbolul unității românilor, ediția a doua, în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei pe 28 iulie 2024. Scopul principal al evenimentului este promovarea valorilor și simbolurilor României, consolidarea identității naționale și informarea cetățenilor despre marcarea Zilei Imnului Național al României, sărbătorită anual pe 29 iulie. Anul trecut, proiectul a debutat la Chișinău, în incinta muzeului, cu un concert impresionant al corului Marii Uniri, reunind 100 de participanți. Programul include un concert de operă, susținut de cei trei tenori ieșeni. Serata va fi moderată de istoricul Adrian Cioroianu. Promovarea valorilor și simbolurilor României și ecourile evenimentului sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi. La Chișinău, pe 28 iulie, ora 18, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Vino să te bucuri de un concert extraordinar de operă în aer liber. Cei trei tenori ieșeni acompaniați de Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, dirijor Andrei Zapșa. Celebrează Ziua Imnului Național al României într-o atmosferă de neuitat. Nu rata acest eveniment unic! Dragi prieteni, duminică, 28 iulie, ora 17, în frumoasa grădină a Muzeului de Istorie a Moldovei, vă așteptăm cu mare drag la un concert trei tenori de Ziua Națională a Imnului României la Chișinău. Suntem în plin pregătiri, așteptăm să venim. Chișinău, venim! Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să prezint invitata ediției de astăzi. Este vorba de Lia Anton, președintele Asociației YouFest, organizatorul acestui frumos eveniment, care, iată, va începe în acest weekend, duminica, pe 28 iulie 2024, într-un spațiu extraordinar, la aer curat, liber, într-o atmosferă incendiară. Doamna Anton, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum vă simțiți în ajunul acestui frumos eveniment, ajuns la cea de-a doua ediție? Păi, n-aș ști cu ce să încep. Sunt fericită că reușim să fim la a doua ediție. Sunt mândră că am adus evenimentul la Chișinău. Sunt în pline pregătiri cu repetițiile. Cred că mă cuprind toate stările, de fapt, dar toate sunt extrem de pozitive și efervescente. Cu siguranță ar fi cazul să ne revedem și după eveniment, să ne spuneți cum a fost, dar vom face astăzi o retrospectivă a primei ediții și, bineînțeles, ne veți incita și alimenta curiozitatea cu programul ediției a doua. Vreau să fac în primul rând o precizare. Ziua Imnului Național a României se sărbătorește în mod oficial pe 29 iulie. Această zi de sărbătoare este marcată
de autoritățile publice și de alte instituții ale statului prin manifestări culturale, educative și programe cu caracter evocator și științific. Și aici apare prima întrebare, doamna Anton, de ce credeți că este atât de important ca cei din Chișinău, dar bănuiesc că nu vor fi doar public doar din Chișinău, vor veni și din alte orașe, alte, da, de prin împrejurimi. De ce credeți că este important să ne bucurăm de, și noi de această sărbătoare? Să fie o sărbătoare a românilor, indiferent unde trăiesc acești români. Ah, indiferent de unde trăiesc, mi-ar plăcea să ajungem peste tot pe unde sunt români. Aș începe cu asta. Dar da, este foarte important, pentru că atât România cât și Republica Moldova au avut o perioadă de imn comun. Exact. Așteaptă-te române a fost imnul și al României și al Republicii Moldova în perioada 1991-1994. Exact. Da. Pe lângă faptul că avem un trecut istoric comun, vast, cu foarte multe variații în timp și spațiu, dar avem și un imn. Și atunci eu cred că este un prilej mai mult decât potrivit să trezim unitatea națională, să sărbătorim imnul care simbolizează curaj, îndemn la acte patriotice, care este prin sine o operă muzicală și care, bine știm, că oamenii pe muzică plâng, cântă și manifestă cele mai frumoase sau cele mai triste sentimente pe care poate să le aibă. Prin urmare, imnul este un prilej de sărbătoare pentru românii de peste tot. Spuneți-ne de ce este atât de important ca acest imn să fie într-un mediu fără acoperiș, fără pereți, iată, afară, într-un spațiu viu, cu cer, ca cupolă, da, cu pentru oameni. Pentru că spiritul românesc nu are acoperiș și nici limite. După cum bine știm, români sunt peste tot, pe tot mapamondul, îi regăsim, ne mândrim că sunt, precum de altfel ne mândrim că sunt și moldoveni peste tot. Dar revenind, de ce afară? Pentru că vrem să se bucure cât mai multă lume de eveniment. Anul trecut, în premieră fiind, a fost un deziderat, o încercare de a face tot ce putem mai bun, dar atât de bun a ieșit încât limitele unei sale, da, limitele spațiale parcă nu mai sunt potrivite, și atunci am zis să ieșim din incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei în curte, cu scenă în aer liber, cu un concert extraordinar de operă cu trei tenori fabuloși din Iași, un proiect arhitectonic cunoscut în România, cu orchestra Teleradio Moldova, faimoasă orchestră condusă de Andrei Zapșa, dirijor, cu Adrian Cioroianu, istoricul, care ne va aduce lecția de istorie și anul acesta. Foarte frumos. Pentru că de la un pas la altul vrem să arătăm publicului că istoria românilor este vastă și cuprinde toate perioadele. Prin urmare, istoria României se scrie și acum și cuprinde și pe noi cu acest eveniment. Cu siguranță. Am o informație. Cred, mi s-a asociat totuși această prezentare în aer liber a evenimentului cu informația că pe 29 iulie 1848 a fost ziua în care imnul Deșteaptă-te Române a fost cântat pentru prima oară în spațiul public, la Râmnicu Vâlcea. Și m-am gândit că este cât de frumos ați asociat acest eveniment într-un spațiu liber, la iarbă verde, cu acest debut al imnului în fond, într-un spațiu public în România. Bine, imnul României, până a deveni imn oficial, a trecut prin mai multe etape, și de suprimare, și prezență publică, adică cumva este o operă a poporului, care a trecut ani de zile prin diverse etape. Dar să știți că tenorii noștri pleacă pe 29 la Râmnicu Vâlcea. Ce frumos. Deci, da, pleacă de la Chișinău la Râmnicu Vâlcea, este un eveniment marcat acolo, ținând cont de originele imnului, și vor cânta acolo pentru același eveniment,
Pentru a celebra această zi. Da, pentru a celebra. Exact, la origine. Dar partea care mă bucur este că noi am devansat puțin și suntem... Cu ajunul, da? Facem. În exact. Ajun faceți, frumos. Exact. Tot ne spuneți despre acest trio extraordinar, doamnă Anton. Vreau să ne spuneți mai pe îndelete cine sunt acești tenori extraordinari de care publicul din România cu siguranță a auzit, i-a văzut, i-a aplaudat, iar noi cei din Chișinău vrem să-i revedem. Spuneți-ne dacă au fost ei la prima ediție. Nu au fost la prima ediție. La prima ediție am avut corul Marii Uniri, pentru că, conform tematicii, noi am ales să intonăm toate cele 7 imnuri pe care le-a avut România de-a lungul timpului cu o descriere a faptelor istorice asociate cu fiecare imn în parte. Tenorii sunt în premieră la Chișinău în aer liber. Din câte știu, nu am mai susținut niciun concert în Chișinău doar al lor. Cei trei tenori sunt, de fapt, doi dintre ei sunt manageri a unor două instituții mari de cultură din Iași. Domnul Andreea Preotese, care este managerul Complexului Muzeal Moldova, sau printre cele mai arhicunoscute edificii fiind Palatul Culturii din Iași. Domnul Andrei, Florin Guzgă, sunt doi Andrei, deci dacă îl botez și pe al treilea, cred că nu se supără, da? Florin Guzgă este tenor al operei Ieșene, este și director artistic și celălalt tenor este directorul Operei Naționale din Iași. Ce frumos! Spuneți-ne, care este programul acestei seri de duminică, ziua imnului național al României aici la Chișinău? Păi, anul acesta ne-am propus să fim scurți în partea de început, ca oamenii să aibă timp să se bucure și să savureze momentele muzicale. Avem momentul de istorie cu domnul Cioroianu, prin care ne va introduce în acel moment în care și România și Republica Moldova a avut același imn. Și după aceea am deosebită onoare și gratitudine de a prezenta cele două imnuri al Republicii Moldova și al României, care va fi intonat de Orchestra Model a Inspectoratului General de Carabinieri din cadrul MEAI din Republica Moldova, acea faimoasă orchestră despre care am citit că s-a întors de la Paris cu premii și aprecieri. Așa, după care ar trebui să avem un moment care trezește dragoste de patrie și de mamă prin glasul cristalin al copiilor, alături de tenorii din Iași. Suntem de altfel în pline repetiții acum, vă spun de după culise că sunt pregătiri intense pe toate palierele, de la orchestră până la tenori, copii și fanfara militară. Vor fi copiii de la corul Capriccio, care vor interpreta două piese fabuloase despre mamă. Și apoi lăsăm publicul să se încânte cu opera, imnul fiind o operă muzicală. Ce frumos! Cât de important este acest dialog între generații? Pentru că tot ați vorbit despre un cor al copiilor, tenori care vor cânta și ne vor încânta sufletul cu opera și subiectele astea atât de importante, valorile, tezaurul nostru, ați vorbit și despre imn, vorbiți despre mamă, vorbiți despre tot ce ține de autentic, despre România. Cât de important este leantul acesta între generații și dacă el, în repetiții, de după culise, se întâmplă în fond până apărea în scenă. Să știți că da, se și întâmplă. Arta reunește frumosul. Adună oamenii în același loc, cu același scop, cu aceleași idealuri. Arta nu are nici frontiere, nici politică și nici alte influențe care ar putea să denatureze actul în sine. Da, anul acesta ne-am ales să îmbinăm copiii care reprezintă viitorul țării. Exact. De la ei pleacă educația. Indiferent de vremuri, copiii sunt cei care, devenind adulți, vor transfera obiceiurile, datinile și apartenența
națională, sigur, mai departe. Prin urmare, în ei merită să investim. În ei merită să sădim acea sămânță, pentru că este foarte important. Avem opera muzicală în sine, care reunește la fel sentimente de tot felul. Pentru că de la ode, la balade, la muzică de rock, la operă clasică, absolut toate exprimă niște sentimente. Și atunci ne dorim ca oamenii să se bucure de acest elodiu al frumuseții. Avem armata, care reprezintă protecția unui stat. Exact. Care reprezintă, care reprezintă puterea și siguranța. Și ei participă alături de noi pentru a celebra imnul României. Poate mă repet de foarte multe ori, dar aș vrea să țin aminte toată lumea. Da, exact. Imnul României a fost imn comun. Pentru mulți a și rămas imnul. Este, da. Dar oficial am avut și un aspect oficial. Am avut 3 ani de imn comun. Cel puțin eu la școală acest imn l-am învățat atunci când am mers în clasa 1, în clasa 1, deșteaptă-te române. Deci putem aprecia perioada când am făcut școală. Da. Și eu, să știți, la fel. Acesta a fost imnul. El are 11 strofe, deșteaptă-te române are 11 strofe. De remarcat că la ocazii festive imnul se intonează doar 1, 2, 4... Da. Și 11. Deci, practic, aceasta este asortarea strofelor. Mm-hmm. Cât de important este ca oamenii în genere să cunoască imnul țărilor? Este esențial ca să se identifice cu țara. Imnurile, de regulă, sunt la începutul unui moment festiv, la începutul unui moment absolut important, fie el trist sau de bucurie. Cu imnul se pleacă la război, cu imnul se apără țara, cu imnul încep toate momentele care țin de patrie. Prin urmare, da, este foarte important, pentru că nu în zadar sportivii când urcă pe piedestal cu mândrie, se simt mândri. Ascultă când ascultă imnul propriei țări. De ce? Pentru că sunt mândri. Deci imnul însumează cumva toate aceste stări: mândrie, apărare, curaj, fraternitate, apartenență. Apartenență la statul pe care îl reprezinți, la patrie, la locul unde spui acasă. Până la urmă. Noi românii suntem mândri de ceea ce suntem. Imnul ne ajută cumva să simțim altfel poporul din care ieșim. Nu am întâlnit oameni care să nu ia poziția drept când ascultă imnul. Deci da, e o stare împământenită transmisă din generație în generație, prin care oamenii asociază imnul cu un moment important, festiv, oficial, dar un moment festiv prin care parcurg toate strofele. La toate evenimentele am observat că oamenii sursură strofele, frânturi de strofă, sunt foarte sobri și intră în starea oficială de la evenimentul la care se află. Revenind la evenimentul de pe 28 iulie, oamenii care vor fi prezenți, publicul va intona și el acest imn României? Păi, prin consecința evenimentului de anul trecut, vreau să cred că primul moment de inițiere în imnuri s-a produs. Eu sunt absolut sigură că atât imnul Republicii Moldova este bine cunoscut, precum și imnul României. Și da, eu cred că da. Adică, credeți-mă că abia aștept momentul prin care să ascult imnul intonat de cei 3 tenori cu orchestra Inspectoratului General al Trupelor de Carabinieri și cu publicul care va fi, vreau să cred, atât de numeros, încât poate reușește să acoperi tenorii. Asta ar fi într-adevăr un deziderat. Sau într-o voce să se unească, să fie una singură, un tot întreg. Să știți că poate inspirăm prin prezența la această emisiune să vină oamenii și să se alăture acestui eveniment ca spirit. Ce frumos ar fi ca părinții să-și ia copiii și în această zi de duminică să fie alături. Păi, să știți că ne-am gândit cu partenerii noștri, cu Muzeul Național de Istorie a Republicii Moldova, anul acesta să promovăm ideea de ia-ți o păturică și vină la muzeu să asculți operă în aer liber. Acum vreau să cred că nu doar păturicile vor fi elementul de legătură între cei care vin, dar da, ar fi frumos.
Cel puțin nu doar în spațiul muzeului va fi auzit acest concert, pentru că concertele în aer liber în centrul Chișinăului cu siguranță sunt un moment de atracție pentru, chiar și pentru trecători întâmplători. Să știți că m-am asigurat ca să ajungă sunetul până mult departe peste blocurile din față, ca să mă asigur că evenimentul va fi auzit, înțeles și asimilat de toți cei care trec, îl aud și probabil vor fi interesați să înțeleagă de ce. Va fi și o sărbătoare a celor care poate nu-și permit într-o seară de duminică, într-o zi de duminică să vină la muzeu. Doamna Anton, spuneți-ne care este ecoul evenimentului la prima ediție? Ce au spus oamenii? Cum s-au simțit? Care a fost atmosfera din timpul evenimentului și după? Am rămas profund impresionată să văd cum oamenii intonează imnurile, cei prezenți în sală, lăsând la o parte faptul că au stat în picioare pe parcursul intonării. A fost absolut superb imnul regal, să-l reauzim. Am avut plăcerea și surpriza să regăsesc artiști ai Republicii Moldova care au cântat despre România, care au cântat pe versurile lui Grigore Vieru, care cântă și în continuare piesele lui Alea Teodorovici. Am rămas surprinsă de felul în care au parcurs și au urmărit tot evenimentul. Foarte emoționant a fost. Foarte emoționant. Și tocmai de aceea am zis că anul acesta poate ar fi cazul să ieșim din limitele spațiului spațiu închis, exact, da. Și să oferim posibilitatea mai multor oameni, lăsând la o parte faptul că, da, vorbim despre un concert de operă de o înaltă calitate, în aer liber, este și o asociere corectă între un eveniment cultural elegant, frumos, cu un eveniment atât de important pentru România și pentru Republica Moldova. Cum reacționează copiii? Poate ați zărit în public anul trecut copii care ascultă, care intonează și ei imnul, care își urmăresc părinții sau urmăresc artiștii? Am avut surpriza să văd copiii în largul lor, care alergau după jucării. Nu s-au simțit deloc deranjați de mediul solemn care era. Și asta e de bine. Exact, pentru că de regulă copiii reacționează și sunt foarte categorici, dacă le place sau nu. La copii este simplu, dacă nu-i place, nu-i place și punct. Ei, s-au simțit în largul lor, i-am văzut alergând, făceau fotografii, erau impresionați de anumite piese, vorbim de copii foarte mici, 2, 3, 5 ani. Ceilalți stăteau cu minți și ascultau. Era un moment de educație culturală în plin sens al cuvântului. Ce bine că ați spus educație culturală, cât de mult înseamnă acest gen de activitate, acest gen de evenimente și cum contribuie ele la educația generațiilor tinere. Pentru cum spuneați, ei sunt cei care mâine vor conduce lumea. Bine, cultura înnobilează. Muzica de operă înnobilează, ajută oamenii să devină distinși prin gânduri, prin comportament. Educația culturală, da, contează și cultură de înaltă calitate. Putem întâlni muzică și opere peste tot. Absolut, toate trebuie să înțelese, sunt foarte frumoase, dar atunci când vorbim de cultură națională, este bine asocierea să fie corectă, în primul rând. După aceea, opera o iubești și atât. Ea trebuie să-ți placă fără orice alte... Fără explicații. Da, fără explicații, îți place și atât. Și apoi, într-adevăr, cine înțelege cultura este cu un cap mai înalt decât era până nu o înțelege. Aceste tipuri de evenimente implică și dialoguri după spectacolul propriu-zis. Aveți șansa să vorbiți cu oamenii, să-i... Da. Da, tocmai de aceea am și menționat în invitație faptul că oamenii pot să vină începând cu ora 17, să-și găsească locul, să se așeze, să simtă confortabil, da? Să comunice, vor avea ocazia să discute cu noi și noi cu ei, vor avea ocazia să întâlnească tenorii, să ia legătură cu cei care sunt din organizatori, din oficialități. Este o zonă în care clar frontiere de gen, activitate, ierarhie socială nu sunt.
Și atunci, da, e un aspect de fraternitate pe care ne-l dorim să se întâmple acolo. Un eveniment de familie. Oarecum. De familie, da. La nivel de Lărgită. Țară. Da. La nivel de da. Țară, la nivel da. De oraș. Frumos. Ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment? Dumneavoastră sunteți președintele Asociației YouFest și organizați acest eveniment pentru a doua oară consecutiv. Ce înseamnă organizarea, nu știu, găsirea partenerilor, găsirea spațiului, discuția cu tenorii, pentru că și ei bănuiesc ca un orar, un regim, vin din România, nu sunt aici. În... Da, și pleacă înapoi. Și pleacă la Râmnicu Vâlcea. Da, exact, exact. Să știți că partenerul de bază al acestui eveniment și anul trecut și anul acesta este Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Beneficiem de susținerea DRRM pentru a realiza acest eveniment și sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care ne-au acordat-o, pentru că vorbim despre un eveniment de natură națională. Nu este un eveniment doar de culturalizare, exact. Sunt foarte importante toate, dar cu atât mai mare simt pălăria noastră cu cât vorbim de imnul României. Să știți că anul trecut cel mai greu a fost ideea, știți, sămânța. Da, sămânța, dar odată ce sămânța a merit într-un rol în sol fertil. Păi după aceea solul fertil te obligă să creezi, pentru că în altă ordine de idei nu mai poți. Știți, sunt momente în care intri într-o activitate și chiar dacă îți dai seama că poate nu știi toate dedesubturile, le asimilezi pe parcurs, dar asta nu înseamnă că ai voie să te oprești, pentru că vorbim de o responsabilitate enormă față de România și față de Republica Moldova. Să organizezi un eveniment atât de amplu, cu tenori, orchestră, fanfară militară, copii, am descoperit și noi în premieră. Trebuie să recunosc că nu avem o experiență vastă în a organiza astfel de evenimente frecvent. Exact. Și atunci marele noroc al oricărui coordonator este echipa. Echipa, într-adevăr. Oamenii fac diferența și oamenii sunt stâlpul oricărui eveniment, oricărei organizări. Prin urmare, sunt sigură că vom reuși să facem față tuturor exigențelor publicului, iar toate restul detaliilor le-am aflat și atât. Mă gândesc că prima ediție este cumva mai complicată, pentru că e un debut al unui șir de evenimente. La a doua ediție deja există experiență în spate, da. Există parteneri, susținere, echipă, cum spuneați. Ne-a tras atenție extraordinar de mult prezența moderatorului, domnului Adrian Cioroianu, și ne bucură prezența unei astfel de personalități aici în Chișinău. Și eu mă bucur că a acceptat să devină elementul tradiție de la un eveniment la altul și vreau să cred că va dăinui și pentru următoarele evenimente. Și această găselniță sau această idee de a combina istoria și ziua a imnului național a fost cumva extrem de inspirată, mă gândesc eu, pentru că cât de mult contează ca să fie prezentat contextul istoric, iar după asta altfel este și apreciată muzica, altfel simți, nu doar cu o auzi cu creierul, dar o simți cu sufletul, această muzică. Exact. Bine, eu sunt ferm convinsă că toți știu imnul și al României și al Republicii Moldova. Precum sunt convinsă că au auzit că România a avut 7 imnuri. Dar istoria din spate nu este atât de mult cunoscută. Unii au învățat-o, alții au trecut pe lângă la școală, pentru unii a prezentat interes, alții au fost grăbiți să strângă caietele să le pună în geantă, adică nu am certitudinea că chiar toată lumea știe de ce, cum și când s-a întâmplat. Da, și chiar dacă știu, ce bine ar fi să-și mai amintească o dată. Da, un reminder așa, exact, public. Exact, exact. După aceea, pentru anul acesta, ținând cont de faptul că am atribuit evenimentul operei muzicale din imn, pentru că nu poți omite acest moment. Imnul are două părți componente foarte importante. Versurile, care îndeamnă la curaj, și muzica, opera muzicală. Și atunci tema acestui an, da, a fost să celebrăm aspectul muzical, opera în sine, și așa am ajuns la un concert de operă.
Frumos. Doamna Anton, cât de important credeți că este în realitatea zilelor noastre să prinzi la curaj datorită imnului? Sau imnul să mai fie acel moment sau acea picătură chinezească care totuși ne readuce forță, credință, putere de a merge mai departe? Vorbesc de realitatea zilelor noastre. Știm foarte bine în ce vremuri trăim. Vremuri dificile, da. Vremuri grele. Și apartenența la neam, apartenența la un popor, la o națiune, este extrem de importantă. Este. Și în aceste vremuri solicitant este. Să revii, să reziști. Cât de important credeți și care ar fi rolul imnului în toată această poveste de rezistență? Da, să știți că este o provocare să reziști cu propriile valori în vremurile acestea, în care nu mai există frontiere pentru absolut nimic. Și respectiv, noi nu reușim să captăm doar binele, noi captăm tot. Iar acest tot cuprinde foarte, foarte multe lucruri și absolut diverse. Și da, să știți, primul gând în momentul în care m-ați întrebat, mi-a venit, dacă asculți versurile, nu ai cum să rămâi insensibil. Dar nu ai cum pur și simplu. De ce? Pentru că de zeci de ani se transmite din familie în familie, din tată în fiu, din mamă în fiică, din bunici în copii, idei de imn. Dacă înainte l-auzeau la radio pentru că, mă rog, comunicarea mass media se limita la 2-3 pârghii, acum este mult mai mult, dar chiar și așa, imnul poate fi atribuit societății moderne. Și mă bucur că mai nou, elementele naționale, după un picaj lung de timp, prin care oamenii au preferat să îmbrățișeze tot ce este străin și să uite tot ce le este propriu. Exact. Orice floare crește într-un sol propriu cu care este aclimatizat. Tot ce este străin este în plus, sau dacă reușim să-l asimilăm și să alegem partea bună, atunci da, merită transmis mai departe. Și fără a renunța totuși la ceea ce ne reprezintă, la autentic. Corect, pentru că cu mândrie descoper oameni care sunt mândri că sunt români, oameni care sunt mândri că sunt moldoveni, oameni care duc istoria neamului peste tot pe unde își desfășoară activitatea, care duc tradițiile, iar imnul în sine reprezintă o tradiție. Și indiferent de locul în care se află, în stradă, în casă, într-un loc oficial, scump, bogat, elegant sau nu, chiar nu contează, oamenii iau poziția drepți când aud imnul. Iar asta clar este un semn foarte, foarte important că încă nu s-a pierdut chiar tot. Dar revenind la modernism, am constatat că printre tineri e un val de apartenență națională, ia amploare, devine la modă. Ceea ce mă bucură, că până la urmă nu contează dacă vedem lucrurile la fel. Pentru că generațiile sunt atât de diferite și toți cei care la 5 ani schimbă clasa sunt atât de diferiți, încât contează să simtă românește, contează să fie apartenenți naționalității, să respecte valorile neamului, că o fac în moduri diferite. Asta mai puțin contează, contează că o fac. Exact, contează că o fac, pentru că poate noi nu suntem pregătiți încă să înțelegem pe cei care sunt acum atât de mici. Realitatea lor arată altfel. Și atunci faptul că ei totuși se mândresc că o au pe Simona Halep sau se mândresc că a intrat în optimi națională a României la fotbal sau că avem un înătător de performanță la nivel mondial, în momentul acesta se simte un val de mândrie și atunci, da, reprezentanții fiind tineri, captează și acest public care în momentul acesta este încă în formare. Considerați că este suficient timp și spațiu acordat acestui subiect în școală, în universitate, în spațiu social? Cum considerați? Cât de mult ar trebui lumea să știe, să cunoască, să vorbească despre această valoare, imnul național? Depinde cât de la modă este. În fiecare instituție, de important este în mod evident. Este foarte important. Dar programele școlare s-au mai schimbat. Istoria unei țări nu se mai limitează doar la parametrul geografic.
extinde, adică se duce și la impactul în istoria Europei și la interferența cu celelalte evenimente care se produc. Prin urmare, informația este foarte, foarte aglomerată. Ar fi regretabil dacă nu se mai alocă atât de mult spațiu și importanță imnului. Pentru că, repet, atunci când îl auzi, ar trebui să te treacă exact toate sentimentele care sunt puse în text. În text și în voce. Exact. Pentru că atunci când citești textul, automat cumva apare și intonația și vrei să-l cânti. Nu mai poți citi Deșteaptă-te Române decât doar cântându-l. Și reportajul a început cu acele voci mirifice de copii, cristaline, tocmai și ziceam în culise că a fost fenomenală înregistrarea imnului și cred că mai mult sau mai reprezentativ, mai mult de atât, nu știu dacă putea fi copiii. Da, într-adevăr, extraordinar a fost, pentru că tot am ajuns la copii, vreau să prezint și cea de-a doua invitată a acestei ediții. Este vorba de Elena Marian, președintele Asociației Muzical-Corale din Republica Moldova. Doamnă Marian, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit la Obiectiv Comun, bine ați revenit. Pentru că vorbim despre copii, cred că e cazul dumneavoastră să ne spuneți cum simt copiii acest eveniment, ce se întâmplă de fapt în cor, ce emoții, ce atmosferă e în ajun de eveniment. Da. În primul rând, vă mulțumim pentru invitație, pentru încredere. Pentru mine a fost așa o invitație neașteptată, dar foarte îmbucurătoare, fiindcă, într-adevăr, este un eveniment foarte important. Totuși, sărbătorim ziua drapelului, ziua imnului României, și este foarte, foarte frumos și de apreciat acest lucru. Felicitări de organizatorilor. Și mă bucur să vă cunoști dumneavoastră. Da, să știți că noi am lucrat la distanță, am transmis înregistrări dintr-o parte în alta și cred aici, că... Aici, la Obiectiv Comun, s-a exact, întâmplat întâlnirea. Aici s-a întâmplat recunoștințele mele și mulțumiri profunde. Da, cu mare drag. Da, deci, ce să vă spun, mi-a plăcut foarte mult piesele selectate, au o tematică profundă. Și, sigur, eu ca dirijor aveam emoție, cum vor însă și copii după vacanță, după o pauză de vară, totuși vocile se așează atunci când nu se lucrează. Zic, măi, sper că va fi totul bine și e greu să-i aduni acum, sunt plecați. Plecați exact, peste vacanță tot. Continuă, sigur. Și nu prea avem dreptul să-i deranjăm, dar au venit copii și vocilor, m-am bucurat să le aud vocilor cristaline, în primul rând. Că, într-adevăr, copiii noștri sunt foarte talentați și au niște voci cristaline. Și prima lecție a fost mai dificilă, fiindcă, mă rog, și partitura un pic e mare pentru copii. A doua lecție s-a primit un produs frumos. Avem și asta, chiar acum la orele 6 avem repetiție, la orele 18. Este foarte frumos și cu nerăbdare aștept acei trei tenori să-i ascult. Bine, și orchestra Teleradio Moldova. Eu zic că este un lucru absolut foarte frumos. Atunci, după mine, ca muzician, cea mai frumoasă îmbinare sunt aceste două arte, arta instrumentală și arta vocală. Deci corul cu orchestra fac cel mai frumos aliaj artistic și muzical. Da, vorbeam într-adevăr, aici, într-adevăr. Prin care poți transmite un mesaj mult mai puternic decât prin alte genuri. Doar coral sau doar vocal? Cor și orchestra. Este pentru mine, cred că este cel mai puternic mesaj muzical. Vorbeam aici cu doamna Anton despre importanța acestei legături între generații. Iată, vor participa și copii din cadrul corului, vor participa și tenori deja cu experiență în spate. Orchestra va fi, bineînțeles. Cât de mult contează pentru copiii pe care dumneavoastră îi adunați? Sunteți mama acestor copii ce ține de momentul muzical. Contează să contacteze cu valori. În primul rând, cred că noi profesorii trebuie să ne dăm seama și înțelegem ce facem, fiindcă ducem un act educațional. Exact. Pe larg, așa să zicem. În primul rând, acest concert cred că are loc un parteneriat internațional, după mine. Și acești copii, cât probabil că în premieră, nu, de fapt nu în premieră, în premieră vor cânta cu orchestra Teleradio Moldova, deci au cântat cu altă orchestră, cu Chișinău, cu orchestra. Dar și acum nu încurc cât mai multe, deci acte muzicale cu orchestre profesioniste, cu atât copiii pe viitor vor înțelege mai bine valorile adevărate,
muzicale. Asta eu accentuez încă o dată pentru părinți și pentru toată lumea, că copiii nu înseamnă dacă fac muzică, școală muzicală sau noi vrem să devină muzicieni. Nu, asta le ajută să fie personalități mai puternice. Exact, chiar dacă nu vor continua într-un domeniu. Nu, nici nu cerem lucrurile astea. Categoric nu. Dar investiție de lungă durată. Investiție de lungă durată, într-adevăr. Cu siguranță acest eveniment copiii nu îl vor uita nici odată, fiindcă își vor povesti și la nepoții săi când deja vor fi părinți. Uite, eu cândva am cântat în corul acela, după aia am cântat și cu orchestră aceea și aia și tot așa. Asta e foarte important, act muzică. Ce vârste au copiii? Dar sunt așa, nu mari și nici mici. De la clasa 4, 5 până la clasa 12 chiar. Avem și fetițe de clasa 12. Pentru mine toți sunt la fel, că e o familie. Curul, capricio. Dar ca tare avem copii diferite vârste. Și mai mici, și mai mari. Dar zic că clasa 4, clasa 12. Când îi văd în cor toți la fel, dar dacă stau și mă gândesc mai bine, toți sunt diferiți de vârstă. Dumneavoastră da. Iubiți pe toți la fel, ca o mamă. Da, așa. Doamna Marian, vorbeam aici cu doamna Anton despre importanța valorilor naționale transmise. Iată, prin același eveniment, iată, care se va întâmpla pe 28 iulie. Copiii, cât de bine e să știe imnul național, cât de bine e să cunoască cine suntem, încotro mergem și ce valoare purtăm, ce tezaur transmitem mai departe. Eu, după mine, cred că la moment sunt necesare cât mai multe evenimente de acest gen, și anume patriot. Și eu zic așa, evenimente exact. Patriot. Și fiindcă mi se pare că la noi în țară, cel puțin în Republica Moldova, avem mult prea puține concerte cu tematică patriotică. Da? Dar practic nu le vedem. Toți organizatorii încearcă să fie cât mai originali și totul, știți, din numele, nu o să le enumer, știu, fiindcă și noi suntem organizatori și fiul meu, dar eu mi-aș dori cât mai multe evenimente cu tematică patriotică. De ce? De ce ar fi? Vă zic de ce, fiindcă în aceste evenimente patriotice se trezește sentimentul ăsta patriotic. Eu știu, pe vârsta mea, când eram tânără ca doamna Lilia, copiii încă erau în proiect, dar erau care în proiect, care în brațe, care și cum, știți? Și noi mergeam la cele cenacluri. Când noi, deci am redobândit limba română și nu numai, și independența Republicii Moldova. Deci, uite, atunci eram așa tineri ca dumneavoastră și când am câștigat noi în fiecare duminică mergeam la aceste adunări, meeting-uri și noi la fiecare adunare ne curgeau lacrimi. Și atunci când am biruit și mai... Deci nu se mai opreau aceste lacrimi. Fiindcă noi eram plini de aceste... Noi permanent eram în acest spirit patriotic. Acum s-a uitat. Eu cred că acum la fel avem nevoie de aceste lucruri. Avem. Bine, am încercat și eu așa, ca să vă zic, 27 aprilie când a avut loc. Deci, Ziua Drapelului Național, prima ediție s-a organizat. O să vă povestesc mai târziu. Prima ediție a festivalului Tecând Patrișinea. Deci, am observat la acest eveniment foarte mulți aplicați. Era un termen foarte scurt de aplicare și de încercare, dar foarte mulți s-au aplicat din motiv că se trezește acest sentiment patriotic și dragoste față de țară. Și încă ceva, ce mi-a plăcut foarte, foarte mult, că la acest eveniment au venit toți îmbrăcați în straie naționale. Practic toți, și profesorii, și elevii, și erau formații de diferite vârste, diferite categorii, și ansambluri, coruri, ce vrei, solo. Și toți erau așa, ca la o zi de sărbătoare. Deci, felicitări, doamne Lilie, pentru acest eveniment. Vă mulțumim că ți-a dus în Republica Moldova. Și zic, cât mai mult, dacă nu le avem, să le căutăm, să le găsim, fiindcă de acest lucru au nevoie tinerii și nu numai tinerii, toate generațiile. Da, spuneați dumneavoastră. Și mai ușor ne va fi să luptăm pentru... Păi toate valorile naționale, exact. Bă, să știți, valorile naționale sunt un dat. Noi cu ele ne naștem. E trist să aud că trebuie să luptăm pentru ele. Ele ne aparțin. Nu are cine să le ia. Noi doar ne putem dezice. Ele nu pot fi luate. Cu ele te naști, cu ele mori. Ar fi bine să menținem starea. Știți, se spune că orice limba învăța, cuvântul mama, când strigi de emoție, de frică sau în cele mai importante momente, strigi în limba ta.
Așa este și cu valoarea națională și cu tradiția. Dar apropo de punte, am omis și spre Marea Mea Rușine, într-un târziu, vreau să vă spun că vor veni și un grup de voluntari de la Iași, de la Fundația Colegiului Național de Apărare, sucursala Moldova, care vor veni împreună cu studenții de la ISEC, de Republica Moldova. Facem un parteneriat prin care vor gestiona tot ce ține de publicul care vine. De organizat. Exact. Și atunci consider că pentru ei acest eveniment are o altă valoare decât doar pentru un simplu spectator. Pentru că sunt implicați și da, ne-am dorit să implicăm și studenții în organizarea acestui eveniment. Va fi un dress code la acest eveniment? Sau este binevenită portul național, dar nu este... este bună dispoziție. Bună dispoziție. Da. În rest, fiecare cum se simte confortabil. Dragostea nu ți-o manifesti în funcție de straie. Și imnul îl poți cânta și în pielea goală. Prin urmare, nu recomand totuși, dar să știți că nu are prea multă importanță ținuta. Da, tinerii vor fi îmbrăcați într-un port solemn. Mulțumesc, doamnă Marian. Ce emoții au copiii? Pentru că iată, acuș... Așteaptă cu nerăbdare. Așteaptă cu nerăbdare. Emoția organizatorilor nu se compară cu cea a copiilor. E alt tip de emoții. Sunt cei mai sinceri. Ce urmează după acest eveniment? Ce activități are corul? Ce evenimente frumoase mai aveți poate în această vară? Avem evenimente. Vom participa cu Youth Orchestra. Acum începe, dacă s-au zis, de la Play Voices, da? Da. Este un larg și un grandios proiect. Iarăși, vor fi copii invitați în tabără, vor învăța multe melodii. Da. Despre este un proiect... Da, este un proiect național, deja tradițional, de lungă durată. Dedicat copii, talentelor tineri. Da, identificării noilor talente între copii. Asta e prima sarcină, primul ordeală. Și nu numai. Deci copiii au, prin acest proiect, copiii au posibilitatea să-și deschidă talentul însuși pe care îl au. Și nu numai atât. Aducem cei mai buni profesori pentru ca să lucreze cu acești copii timp de o săptămână și să le dezvolte toate abilitățile muzicale pe care le au și pe care nu le au. În același timp, copiii vor cânta cu cei mai mari profesioniști din țară și de pe Cotare. Avem invitații, avem dirijori din Austria, muzicieni din toate țările Europei care vor cânta în aceeași orchestră. Da. Asta nici pauză, da, nici vara asta nu aveți asta pauză. Este o diplomație directă, muzicală. Cea mai bună diplomație este se face prin muzică. Și acești copii care vor cânta în cadrul acestui eveniment sunt aceiași copii care participă și în cadrul... Deci capriciu sunt unii dintre. Uh-huh. Deci noi avem copii din toată țara care vin în același cor, un cor din 200 de copii din toată Republica. Selectați din toate raioanele Republicii Moldova. Este vorba de o selecție. De peste tot, da. Și aici deja interacționează între ei, se fac și prietenii de lungă durată. Asta contează. Se formează o microsocietate. Ce frumos, o societate în care dumneavoastră și ceilalți mentori investesc. O să vă invităm la concertele noastre. Chiar vă rugăm. Dar noi venim, noi știm de ele. Ele se întâmplă și apropo, noi aici la Obiectiv Comun vorbim despre evenimentele. Vă mulțumim, doamna Diana, vă mulțumim. Mulțumim foarte mult. Cu mare, mare dragă, vreau să ne spuneți, practic suntem la final de emisiune, vreau să ne spuneți, nu știu, un îndemn. Încă o dată să treceți în revistă din ce, care este programul evenimentului și un îndemn pentru toți telespectatorii care, gata, și-au bifat în calendar, dar mai am nevoie de o invitație. Un eveniment fabulos, de o calitate excepțională muzicală, care îmbină puterea, stabilitatea, protecția oferită de armată, viitorul pe care ne-l asigură copiii, calitatea muzicală și frumosul pe care poate să-l asigure orchestra Teleradio Moldova și tenorii de la Iași. Da, este un eveniment internațional și local în același timp. Pentru că cultura nu are granițe, nu are nici culoare politică și, prin urmare, suntem acasă. Și aici, și acolo. Iubiți-vă patria,
Învățați-vă imnul, ar fi foarte important. Ar fi bine, da, să-l cunoașteți, da, pe 28. Da, învățați-vă imnul, veniți să ascultați muzică bună și celebrați cu orice ocazie evenimentele comune ale Republicii Moldova și ale României. Vă mulțumim. Acesta este și obiectivul nostru comun. Nu degeaba e și titlul de emisiune, obiectivul comun dintre România și Republica Moldova. Doamnă Marian. Obiectivul comun, sunt de acord cu doamna Lilia absolut, să ne iubim țara, să fim patrioți oricând și oriunde, asta este foarte important. Țara, niciodată să nu uităm de unde venim și de unde venim. Eu zic că atunci când, deseori mai am discuții și în alte emisiuni, zic că atunci când ne întoarcem acasă, eu când mă întorc personal, când aterizez deja, zic, îți vine să pup pământul ăsta, fiindcă totuși, asta înseamnă acasă. Asta, nu acasă, însăși casă, dar când ajungi pe acest pământ, înseamnă acasă. Trebuie să ne iubim pământul nostru. Și peste tot să o promovăm. Asta este, să vorbim... să o promovăm. Foarte mult contează promovarea. Exact. Foarte mult. Exact. Eu vă mulțumesc pentru acest dialog. A fost o plăcere să vă cunosc, să vă revăd, doamna Marian. Și la 28 iulie, aștept la muzeu. Da, numai bine. Doamnelor, domnilor, atât a fost pentru astăzi. Ne revedem la evenimente.